care Sergiu. Se spune că omul care călătorește, el vine acasă alt om. Și într-adevăr, la sfârșit de viață, oamenii mai mult regretă de două lucruri. Că n-au călătorit și n-au riscat. Eu mă numesc Sergiu Păcălău și astăzi am onoarea să evaluez discursul lui domnișoara Alina. Un discurs foarte, o temă luată bine, pregătită, structurată și într-adevăr, cine dintre noi, în general, dorește să călătorească și s-a gândit la acest lucru? Călătoriile, într-adevăr, dau viață, culoare fiecare dintre noi. Autostructură, un exemplu. Cel mai tare mi-a plăcut citatul care l-a utilizat, că mai bine odată să vezi decât de 100 de ori să auzi. Într-adevăr, atunci când călătorești, chiar ne-am adus aminte de, spunând istoria ei, eu, în prima dată, am fost la Iași, în România. Era 80 de kilometri de la Bălți, dar, într-adevăr, foarte dezvoltat, radical diferit de Moldova. Vreau să spun că a avut o structură, bravo, gesticulația a fost bine, contactul cu publicul, pe locuri mi se părea că contactul vizual mai bine era nevoie, în general. Emoții, mai entuziasm. Da, entuziasmul era pe o notă, asta este bine, dar este pe locuri de ridicat tonalitate, în sus, în jos. Mișcarea scenică, cum am mai spus și colegii mei, într-adevăr, era un pic mai mult, dar, în general, a fost ok. În final, mi-a plăcut că ai terminat cu o idee, cu o concluzie, citat ceea ce este bine. Și cel mai tare mi-a plăcut sinceritatea, fiindcă, într-adevăr, ai trăit emoțiile prin propriul exemplu. Fiindcă cel mai bine un discurs este atunci când tu singur ai trăit careva emoții și senzații. În final, vreau să spun că ești bravo prin felul cum arăți, vorbești, discuți și exersează, încearcă prin acest lucru, niciodată nu vei da în bară. Mulțumesc și o seară frumoasă!